În cadrul vizitei delegației partidului nostru la Strasburg, am avut o vizită foarte importantă cu înaltul comisar pentru drepturile omului, Nils Muzelix. Dumnealui și-a manifestat profundă îngrijorare despre nerespectarea și încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova, despre persecuția atât domnului Renato Usată, lider partidului nostru, precum și aleșilor rocari din cadrul partidului nostru. În toamna anului curent, Nils Muzelix are planificat o vizită oficială în Republica Moldova și în cadrul acestei vizite dumnealui ar vrea neapărat să întâlnească cu aleșii locali ai partidului nostru, cu primarii, cu consilierii, să vadă din prima sursă cum se încalcă drepturile omului în Republica Moldova.